Oamenii se îndulcesc din cele mai vechi timpuri, încă de când eram vânători culegători. Însă făceau acest lucru cu lucrurile pe care le aveau la îndemână, cum ar fi mierea. Înainte de a ne startornici, a practica agricultura, creșterea animalelor, mierea era disponibilă. Și pe lângă aceasta, pentru a satisface nevoia de dulce, strămoșii noștri mâncau și multe fructe, mai ronțăiau diferite plante, scoarțe, rădăcini, toate desigur dulcege. Printre ele se număra și trestea de zahăr, din sucul căreia au învățat să facă zahăr. Primele dovezi ale producerii zahărului din flora spontană apar în urmă cu vreo 4000 de ani, într-o seară frumoasă de vară în Grecia antică. Într-o singură sută de ani oamenii și-au dat seama că trestea trebuie să fie produsă, astfel că au cultivat-o cu acest scop în India și apoi în China. De ce nu în România? E bine, pe teritoriul actual al României, clima nu era prielnică. Astfel ne-am descurcat cu lucrurile pe care le aveam la îndemână. Miere de albine. Pământul nostru era acoperit majoritar de păduri. Astfel, copaci, plante, albine. Multă miere. Aveam din abundență miere, atât de multă și de bună calitate, încât devenise unul dintre principalele exporturi alături de sare și vin. Este foarte probabil că dacii au îmbunătățit gustul tercilor de cereale, frecvent în alimentația din urmă cu mii de ani, deci cereale pentru micul dejun, punând miere în compoziție. Astfel, dacii, în vorbitul de astăzi, erau antreprenori și mari exportatori de miere. Poate că nu-ți sună impresionant terci cu fructe și miere, însă nici romanii, dincolo de avansurile pe care le aveau în alte tehnologii, nu o duceau mai bine. N-aveau unt sau zahăr, cele mai comune dulciuri vechi ale lor, fiind făcute din fructe, cel mai adesea confiate, și miere. Însă să ne întoarcem pe meleagurile noastre, în România. Și pentru asta trebuie să mergem într-o seară frumoasă de vară, în anii 1500, pe vremea lui Mihai Viteazul. Bine, nu pe vremea lui Mihai Viteazul, pentru că el nu era bucătar, dar maică-sa era. Din acea vreme începe să avem date concrete despre dulciurile practicate la curțile nobilare de la noi. Cel mai vechi manuscris culinar de pe actualul teritoriu al României, datând undeva la mijlocul 1500, 1550-1600, pe vremea mamei lui Mihai Viteazul. Documentul, manuscrisul, este în limba maghiară medievală, îl avem în Ardeal, cunoscut sub numele de Cartea de Bucate a Bucătarului Șef al Principelui Transilvaniei. Acesta ziua de astăzi este doar parțial tradus. Manuscrisul conține 800 de rețete. 800! Printre ele avem și deserturi, demne de menționat fiind gogoșile împinse. Acestea apar în acest manuscris, dar și în cărticica meseriei de bucătar tipărită la Cluj în 1695. Istoricul clujan Iosef Lucaci, omul care a studiat gastronomia renascentistă din zonă, spune că în varianta cea mai veche a rețetei, aluatul era fiert prima dată, înainte de a fi prăjit. Într-o tipsie se turna lapte dulce și se punea o bucată de unt. Un bucătar ținea tipsia deasupra focului, în timp ce altul, era o activitate în grup, era nevoie de doi oameni pentru a face o gogoașă. Altul punea puțin câte puțin și amestecând tot timpul făina fiind cernută în laptele aflat în fierbere. Aluatul era amestecat până la îngroșare, era luat de pe foc și lăsat să se răcească. După ce s-a răcit, oamenii încep să-l amestece cu câteva ouă și devenea din nou mai mult moale, cu ajutorul ouălor. Acest aluat era apoi pus în ceea ce era numit în rețetar lemnul de împins. Pe acesta, dacă e să ți-l imaginezi, nu ți-l imagina ca pe un tocător, nici ca pe un făcăleț, ci în mod un pic scârbos, ca pe un aparat de făcut cârnați, pentru că împinge înainte. Acesta avea la capăt un orificiu de cupru, în formă de stea, avea 12 colțuri. Din acest aparat, aluatul era împins în bucăți alungite, puțin câte puțin. Activitatea avea un aspectare automatizat, era împins direct în untul încins într-o tigaie. La servire, lucrurile revin la normalul de astăzi, avem gogoșile prăjite pe care se pune zahăr. Poate mai fascinant decât povestea gogoșilor, avem la Constantin Brâncoveanu povestea înghețatei. De acolo ne vine și cuvântul iegniță. N-ai auzit de cuvântul iegniță? Mai stai un minut. Din partea de sud a țării, din capitală, informațiile culinare sunt mai recente. În Biblioteca Academiei Române se păstrează o copie a unui manuscris atribuit postelnicului Cantacuzino, cel care era direct răspunzător de bucătăria, cămările și mesele lui Constantin Brâncoveanu. Știm că domnul Toro avea o viziune pro-occidentală, studiase în vest și adusese, conform călătorilor străini care l-au vizitat, bucătari și servitori francezi și italieni de dincolo de hotare. Omul era burghez. În acest manuscris culinar întâlnim multe rețete de dulcețuri, șerbeturi
și peltele, mare parte dintre ele chiar cu fructe exotice aduse din Imperiul Otoman. A uitat cearta. Alte deserturi nu prea sunt. Trebuie totuși să menționăm că în foarte multe mâncăruri se adăuga miere, zahăr și mirodenii. Desertul încă nu era văzut ca un fel distinct de mâncare, iar la masă se aduceau toate preparatele deodată. E ca și cum astăzi ai mânca cereale pentru cină. Dulcețurile și derivatele erau de obicei servite la întâmpinarea oaspeților, alături de un pahar de apă, o cafea turcească, o vorbă bună, obiceiuri care încă se mai păstrează. Tot brâncoveanul avea și un slujitor care se îngrijea ca întotdeauna ca în iegniță, ghețărie, frigider, să fie mereu sorbeturi, apă, fructe și vin, creme înghețate și siropuri groase pentru oaspețele domnești. Pe atunci înghețata era brută, aspră și probabil dădea dureri îngrozitoare de dinți. Înghețata cremoasă, bună, moale, care nu dă dureri de dinți în ziua de astăzi, este rezultatul proceselor care urmează să se desfășoare următoarele sute de ani. Așa că bucurați-vă de ce este astăzi înghețata. Nu doar burghezii iubeau înghețata, ci și intelectualii. În 1841 apare la Iași prima carte de bucate tipărită din Moldova. Volumul a fost semnat inițial doar cu inițialele MK și CN. Dar la ediția a doua, cei doi autori nu și-au mai ascuns numele, iar numele s-o surprindă, sunt aproape amuzante. Sunt unii dintre cei mai importanți pașoptiști, cele mai importante nume din vremea aceea, Mihail Cogălicianu și Costache Negruții. Scris o carte de bucate. Cineva să-i dea un sfat și lui Marius Tucă? Poate, poate. Sunt curios cum arăta o carte de bucate scrisă de Marius Tucă și Mircea Vintilă. Rețetele din carte sunt adaptări ale unor preparate culese de ei din Franța, Austria și Germania, toate desigur adaptate după gustul moldovenesc. De la Cogălicianu aflăm și care au fost intențiile și speranțele lor și citez. Atâta vă vom mai zice că acum de curând am mai publicat împreună cu domnul Cene un alt Prometeu Manche, ca și mine, o carte care, răsturnând toate puterile așezate, călcând în picioare toate pravilele primite de adunare și de obiceiul pământului, are să facă o revoluție strașnică în toată Moldova, într-un chipul de a face frigănele și găluști. Vreau să vorbesc de o colecție de 200 de rețete de feluri de bucate, care are să ne facă cea mai mare reputație între bucătărițe și viitorimea recunoscătoare ne va da negreșit frumosul nume de Introducătorii Artei Culinare în Moldova. Suntem mulțumiți și cu atâta. Nu le trebuie mai mult decât să fie numiți Introducătorii Artei Culinare în Moldova. Foarte modești băieții și amuzanți, desigur că glumeau. Dacă v-am deschis apetitul despre istoria cărților de bucate vechi, tipărite la noi și multe alte povești despre prăjiturile noastre, puteți citi pe îndelete pe dulceromanie.ro și tot acolo puteți participa la un concurs Dr. Oetker, unde puteți câștiga o autorulotă și multe alte premii lunare și săptămânale. Aceasta a fost partea sponsorizată din episod. Mergând mai departe, odată ce avem acest volum scris de MK și CN, putem vorbi despre aluaturi și creme ceva mai sofisticate, mai apropiate de ceea ce numim astăzi patiserie și cofetărie. Și asta pentru că pe atunci nu existau cofetării, iar specialiștii în dulciuri slujeau de obicei prin curțile domnitorilor, pe la boieri și nobili. Omul de rând putea cumpăra de la vreun târg din vechile băcănii sau comerțul stradal, fructe confiate, rahat turcesc, halva, floricele cu zahăr caramelizat, plăcinte sau tot felul de aluaturi dulci. Acestea aveau numele generic de zaharicale sau cofeturi. Însă, de-abia după 1850, după ce munca pașoptiștilor se termină, putem vorbi într-adevăr despre cofetării. Din nou sunt poetic fără să vreau. Avem cofetari, avem meseriași și magazine de specialitate. Acestea nu foarte diferite de cele pe care le avem astăzi. Însă de atunci până astăzi trebuie să mai treacă 2 ani. Trebuie să mergem la povestea casei Capșa. Acolo este locul unde a început magia dulce care a dus cofetăria la rang de artă. Acesta, dacă e să alegem moment cheie în istoria dulciurilor din România, ne duce în anul 1852. În acest an, frații Capșa, Anton și Vasile, fiii a românului Constantin, inaugurează primul lor local, cu numele firmei La Doi Frați. Aceasta este înființată vechea casă Damari, pe podul Mogoșoaie astăzi, în Calea Victoriei. Acolo mai târziu se și construiește Hotel de France. Cei doi frați nu ar fi ajuns la succesul pentru care sunt renumiți dacă nu l-aveau pe al treilea, Grigore. Acesta ia decizia schimbătoare a istoriei de a pleca la Paris, a face ucenicie pe lângă unul dintre cei mai celebri cofetari și patiseri ai vremii și a se întoarce în țară. Datorită lui Grigore, renumele cofetării Capșa
începe să crească, produsele acestea fiind numite de o rară finețe și elegant prezentate. Și asta trebuie să te gândești că, na, în condițiile de atunci, cofetările vremii comercializau produse care satisfăceau mai degrabă gusturi orientale. Avem baclavale, cataifuri, sarailii, pricomigdale, pistil din pastă de gutui sau alte fructe, acadele, caramele, rahat, dulcețuri, șerbeturi, cozonac. Istoricul George Potra dedică multe pagini stabilimentului și în special lui George Capșa, despre care spune că acesta a plecat la Paris în 1866, unde s-a specializat la celebra în epocă firmă Boisier, deținută de maestrul cofetar și patiser Belizar Boisier. Iar după un an de practică, a fost singurul străin care a participat la expoziția din Paris, unde a obținut două mențiuni onorabile și s-a permis să prezinte împărătesei Eugenia, așa se chemea împărăteasa, nu asta a prezentat, împărăteasa Eugenia. I-a prezentat împărătesei Eugenia câteva din produsele lui, produsele artei lui de cofetar. Nu este un eufemism, promit. După încă un an, pe 23 aprilie 1868, a fost deschisă cofetăria cu firma la doi frați, Constantin și Grigore Capșa. Potrivit mărturilor vremii, aceasta se asemăna ca mobilier și prezentare cu cele mai rafinate firme din centrele europene. Mai mult de atât, cofetăria fraților Capșa, prin specialitățile sale, nemai întâlnite până atunci la noi în țară, devine un punct de mare atracție, unde, citat, clienții se îmbulzesc să cumpere și să consume delicioasele produse de cofetărie și variate bomboane prezentate în cutii luxoase cu ornamentații și litere aurite, comandate direct de la Paris, ne mai spune istoricul George Potra. În aceste condiții de vânzări peste vânzări, afacerea crește. Grigore angajează 5 oameni de la Paris, fiecare fiind specializat pe ramura sa, ei transmițându-și meșteșugul lucrătorilor români pe care domnul nostru cofetar deja îi avea. După despărțirea de fratele său Constantin în 1874, Grigore dă o extensiune și mai mare firmei sale, căutând să modernizeze și mai mult meșteșugul cofetăriei. Iar prăvălia, de aici, din București, să fie la fel cu cele mai bune și mai frumoase din Paris. Progresul este atât de spectaculos încât în scurt timp lui Grigore Capșa îi se dă brevetul de furnizor al curții domnitorului și medalia Ben Merenti, clasa 1. În anul 1881, anul încoronării ca rege al lui Carol I, la expoziția care a avut loc cu această ocazie, produsele casei Capșa au primit medalia de aur. Ca un element deosebit este remarcat faptul că de existența casei Capșa este legată aducerea la București în premieră de bomboniere, cartonaje, cutii, cornete, bomboane fondante, ouă de ciocolată și caramele englezești. Iar pentru amatorii de băuturi exotice, a căror servire era obișnuită în cofetăriile vremii, nu trebuie trecut cu vederea faptul că la Capșa a fost importată zâna verde, absintul. Un element care scotea casa Capșa în evidență era faptul că la unele evenimente unde erau invitați pentru catering, să vină cu rețete special făcute pentru acest eveniment. De ei se naște Geoffra sau Geoffra. Posibil cea mai cunoscută delicatesă inventată de Grigore Capșa, apărută în 1920 la invitația regelui Ferdinand și regina Maria, sosește la București celebrul mareșal francez Joseph Jacques César Geoffre. Cu această ocazie, Grigore Capșa creează în cinstea omului de stat prăjitura de ciocolată, care sugera forma cilindrică a caschetelor militare franceze. Mareșalul suferea de diabet, pe vremea aceea tratamentul diabetului era diferit față de cel din ziua de astăzi, iar bucătarul nostru, Capșa, a inventat o prăjitură care putea fi consumată fără riscuri din partea oaspetului. Acum, dacă ești diabetic, lista de ingrediente o să te surprindă. Unt, zahăr, făină, ouă, arome și o grămadă de cacao de bună calitate. Nu meniu de diabetic. Totul îmbrăcat în glazură de ciocolată cu numele mareșalului. Acum să nu credeți că gofra vine de la Geoffre. Nu, Geoffre este un tort. Tortul a ajuns pe rafturile cofetăriilor din întreaga lume, mai ales celor din Franța, pentru că din tradiția acestora a fost inspirată. Dacă vrei să faci acasă tortul sau prăjitura Geoffre, poți să citești rețeta detaliată pe site-ul dulceromanie.ro. Desigur, Capșa nu a fost cel mai faimos al vremii, mai existau și alții. Chiar înainte de Capșa l-avem pe Giovanni, specializat în înghețată. Avea cofetăria tot pe podul Mogoșoaiei, principalul loc de promenade a Bucureștilor. Imediat după inaugurarea primului local a fraților Capșa, pe lângă Giovanni, mai apare un competitor al fraților Capșa. La scurt timp după ce acesta deschide porțile, în 1863, se deschide cofetăria care are să devină cel mai mare și important concurent al fraților Capșa, cafeneaua și cofetăria Fialkovski. Aceștia trei se luptau pentru supremație și pentru
numărul clienților, motiv pentru care au inventat conceptul de drive-in. Istoricii consemnează că în fața celor trei localuri opreau trăsurile muscalilor cu cucoanele care ieșeau la plimbare pe podul Mogoșoaiei și care au servit la trăsură cu cofeturi și înghețături. Din nefericire, niciuna dintre cele trei case nu au supraviețuit. Jean Nestor, unul dintre cei mai buni ucenici sau angajați al lui Capșa, își deschide propria cofetărie, numită Republica, aceasta supraviețuiește până în comunism, din nefericire nu supraviețuiește cutremurului din 1977 și așa se termine istoria începutului cofetăriilor din România. Un alt ucenic celebru, dar al lui Fialkowski, este Emil Fredric. El pleacă din București, prepară prăjituri în țări din Africa, Europa și America, scoate în 1923 primul manual practic de cofetărie pentru cofetari și particulari și revoluționează, în special, făcutul dulciurilor de acasă. Și de ce revoluționează? Pentru că mari bucătari nu își spuneau niciodată rețetele în afara bucătăriei, nu divulgau secretele meseriei și multe dintre rețetele prăjiturilor celebre erau necunoscute de cei din afara Breslei. Iar Emil Fredric este echivalentul magicienilor care spun secretele magiei, omul n-a fost văzut cu ochi buni, însă în cartea sa ia în considerare acest fapt și scrie următoarele. Observând că în toate țările există cărți și chiar scrieri importante asupra acestei ramuri și tocmai la noi, unde această meserie este foarte dezvoltată și complicată, deoarece nu avem numai preparatele noastre naționale și orientale, ci cu timpul s-au introdus foarte multe doze străine, mai cu seamă francize, și tocmai la noi în țară, zic, nu există nicio scriere de aceasta, m-am hotărât să elaborez o mică carte cu ceea ce am cules și experimentat în timpul carierei mele de 50 de ani de cofetar. Sunt convins că mulți dintre colegii mei o să zâmbească luând această carte în mână, zicând omul acesta a nebunit, dând pe față secretele meseriei. Cam au dreptate acești colegi, pentru că mi-aduc aminte pe timpul când eram ucenic, exista între lucrătorii de atunci un fel de sport de tăinuială, care de care se întreceau cu secretele, unii se închideau în odaia lor când făceau câte ceva ca să nu-i vază ceilalți, iar alții purtau greutățile balanțelor în buzunare și după ce cântăreau le băgau iar în buzunar. Așa că ucenicilor nu le era cu putință să apuce o rețetă oarecare. Când credeau că au pus una pe ea, în totdeauna era greșită. Până și patronul meu, Fialkowski, care era un artist în piese de pastilaj și un bun decorator, tot ce lucra într-o odaie închisă, așa că nimeni nu putea să apuce ceva de la dânsul. Nu numai lucrătorii, dar și patronii păstrau secretele caselor lor, într-un mod foarte simplu și laudabil, adică elevii care intrau în casa Fialkowski, cât și în casa Capșa, erau considerați ca copiii casei și nu mai părăseau casa decât atunci când mergeau în străinătate să se mai fortifice, de unde se întorceau iar la locurile lor. Timpurile acestea s-au trecut de mult și azi nu mai este vorbă de secretul meseriei. Tot în perioada interbelică ajunge la noi un bucătar extrem de important pentru istoria deserturilor la noi, Iosif Strassmann. Acesta a fost bucătarul casei regale pentru 30 de ani și are personal o istorie fabuloasă care merită explorată într-un episod viitor. El ajunge trimis la cantină de către comuniști, este mai târziu salvat de acolo de ajutorul mareșalului Charles de Gaulle, dar înainte de a face episodul, puteți citi povestea acestuia în întregime pe dulceromanie.ro. Strassmann are un merit extraordinar, acela de a pune în meniurile de gală regale. Asta într-o vreme în care totul era scris în franceză și a reușit să autohtonizeze rețetele străine. Astfel apar rețete pentru păstrăv a la Sinaia, parfait casino, tort Ateneu și așa mai departe. Tot el a gătit și la nunta principesei Ileana, iar într-una din zile, la o petrecere în grădină, a servit mici. Tot Strassmann este și inventatorul prăjiturii Caraiman, făcută în cinstea muntelui omonim, dar și a fiului rebel al reginei Maria, principele Carol, care abdicase de la titlul de moștenitor pentru a deveni simplu cetățeanul Carol Caraiman. Dacă vreți să gătiți prăjitura Caraiman, o puteți face acasă pentru a ajunge la rețetă, puteți vizita site-ul dulceromanie.ro. Dacă nu a devenit evident până acum, episodul este sponsorizat. Vorbeam mai devreme de cozonac, un element nelipsit de pe mesele, din bucătăriile, din gândurile românilor, cel puțin de sărbători. Acesta se pare că își are originea în comunitățile evreiești din secolele 18-19 stabilite pe teritoriile actuale ale Poloniei și Ucrainei. Prima dată a avut numele de botez bube în iidiș. Desigur, în română n-ar fi mers bine, nu vrei să mănânci bube, însă în iidiș înseamnă bunică, deci e ok. Bunicile fac
cozonaci. Mai târziu primește numele de babka, în poloneză și ucraineană înseamnă tot bunică, iar primele variațiuni la temă care au ajuns în cultoarele românești au primit numele derivat de babe. Însă numele nu este singurul lucru diferit între ele. Babka, de exemplu, se deosebește de cozonacul clasic, mai ales prin faptul că aluatul are umplutură și este împlitit, mai ales în variantele recente. La noi, primele rețete de babe, cele din secolul al XIX-lea, sunt goale. Nu-s goale, nu au umplutură, însă conțin fructe confiate, scorțișoară și chiar apă de trandafiri. Babka ajunge populară în anii 50, ai secolului trecut, când ajunge pe rafturile patiserilor europene. De atunci rețeta este îmbunătățită constant și apar multe variante. Umpluturile s-au diversificat, de la nuci, alune de pădure la brânză și cacao, iar spre finalul secolului trecut, în special în America, cea mai populară rețetă era cu umplutură de ciocolată. Din paleta de invenții nu lipsesc nici variantele cu brânză și chiar cele cu brânză sărată. Feta, așa cum s-a întâmplat cu aproape toate rețetele care au avut succes pe plan internațional, fiecare popor are câte una asemănătoare, dar diferită. Are specific regional, local, chiar micro-local. La noi cele mai deosebite variante vin din Moldova sau Muntenia. Nu avem o regulă clar de diferențiere a lor, ba mai mult, în ultimele 10 de ani, rețetele nu au mai fost gătite discreționar în funcție de zonă. Cozonacul, mie îmi place așa, nu contează de unde vine. În general, cozonacul moldovenesc are umplutură de cacao și nucă, pe când cel muntesc este mozaicat, are rahat și stafide. Noi în Ardeal le făceam pe amândouă și nici nu ne-am pus vreodată întrebarea de unde vine. Asta în ciuda faptului că în Ardeal, în unele comunități săsești, se mai face și Rosenkranz, un desert asemănător cu origini bavareze, în germană se numește Rosenküchen și tradus înseamnă prăjitură în formă de trandafir sau cozonac trandafir. Întâlnim destul de des în cărțile noastre vechi de bucate o variantă asemănătoare sub numele de cuib de viespi. Tot în Ardeal, dar mai ales în Banat, este preferat baigliul sau cozonacul unguresc, care este de fapt o ruladă cu umplutură abundentă, în special de mac. Am mâncat toată viața, n-am știut vreodată. Avem și variante cu nucă, cu brânză, brânză dulce, stafide. Această variantă are origini poloneze. Nici pâinea nu lipsește din lista de rețete în cărțile de bucate cu deserturi. Pâinea nu-i desert dacă nu se numește totuși panetone, pâinea de lux a italienilor, iar panetone vine de la pâinea lui Tony, pan del Tony. Pâinea aceasta, deși are mai multe povești de origine, un lucru este necontestat de toți cei care o povestesc, pâinea vine de undeva din Milan. Versiunea preferată de italieni este cea mai romanțată versiune posibil, atâta noroc că nu a fost dată direct de zei. Un cavaler din Milano, Ughetto degli Atellani, se îndrăgostește de Adalgisa, fiica unui modest patiser pe nume Tony. Pentru a-i face iubite sale pe plac, cavalerul se hotărăște să se deghizeze în patiser, inventând o pâine mult îmbogățită, la care adaugă, în afară de făină și drojdie, unt, ouă, stafide și bucăți confiate de coajă de citrice. Ducele de Milano, Ludovico il Moro Sforza, și soția sa Beatrice d'Este autorizează căsătoria celor doi, desigur, în prezența nici altuia decât Leonardo da Vinci, încurajându-i să își deschidă o patiserie nouă, Pan del Tony. O altă legendă spune că Tony era un slujitor la o curte regală și el se folosea în mod miraculos de resturile din bucătărie pentru a face niște preparate de cofetărie incredibilă. Folosea banii pentru a-i da cercetătorilor, oamenilor nevoiași, și ajunsese un bucătar bară ONG. Întorcându-ne pe meleagurile românești, avem tortul Carmen Silva, pe care n-am fi avut-o fără Elizabeta a României, soția lui Carol I. Aceasta în sine merită un episod, eu vă spun de ce. A fost una dintre cele mai iubite regine ale României. Era patroana artelor, fondatoarea unor instituții caritabile, poetă, eseistă, scriitoare, iubitoare și creatoare de artă și literatură, o bună cunoscătoare și interpretă de muzică. Avea canto, pian, orgă la tolbă, calități de pictor, excelentă anfitrioană, femeie rafinată și cultă. Ea a creat un salon pentru oamenii de cultură, în care se găseau Vasile Alexandri, Elena Văcărescu, Mit Kremnitz, Titu Maiorescu, îl admira pe Eminescu, dar și pe George Enescu. În cariera ei de scriitoare își alege titlul de Carmen Silva, care înseamnă în latină cântecul pădurii. Însă povestea tortului Carmen Silva nu este lipsită de durere. Regina Elisabeta a vrut să-l ajute pe băiatul său, principele Ferdinand, să se căsătorească din dragoste, nu politică. Ei îi plăcea de Elena Văcărescu, ea era și protejată reginei, dar Carol și Parlamentul s-au opus. Iar până la urmă, în ianuarie 1893, Maria de Edinburgh, noua prințesă moștenitoare, ajunge la București și planurile reginei sunt date la o parte. Se pare că supărarea reginei nu a fost lipsită de consecvență. A ținut destul de mult și pentru a îmbuna, regele comandă cofetarilor un desert special pentru aniversarea a 50 de ani de la nașterea Elizabetei. Și acel tort poartă numele de tortul Carmen Silva.
Ați auzit și de poalele în brâu, probabil cele mai longevive și cunoscute prăjituri românești, preferatele lui Ion Creangă, pe care academicianul Eugen Simion le consideră simbolul reveriei sale culinare. Ale lui Ion Creangă, nu ale sale. Dacă e să-l citim din amintiri din copilărie, și a doua zi, marți. Taman în ziua de lăsatul săcului, din postul Sânt Petrului, făcând mama un coptir zdravăn de alivenci și plăcinte cu poale în brâu și părpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i prin unt. Acum e posibil să te întreb de ce se numește poale în brâu? E vorba de vizual. Istoria, etnografia și antropologia ne arată că pe vremuri, gospodinile moldovence purtau fuste lungi până la pământ, iar pe deasupra legate la brâu își puneau șorțuri, ca astăzi, ca să nu murdărească hainele. Când se apucau de frământat și de dichisit plăcintele, își suflecau mânecile până la coate și își ridicau fustele, legându-le de șorțul de la brâu. De aici și forma aluatului care seamănă cu designul vestimentar. Posibil cel mai faimos desert și cel mai rar gustat de fiecare dintre noi este laptele de pasăre. Am auzit de lapte de pasăre toată viața mea și cred că am mâncat de 2 sau de 3 ori, pentru că, acum hai să fim sinceri, nu e atât de impresionant și durează mult să-l faci. Mai poartă numele de laptele zburat și este unul dintre deserturile iconice ale copiilor din România. Și e foarte interesant cum un desert al cărui nume în mai multe limbi europene vine în proporție aproape 100% de la modul cum arată. Avem insule plutitoare sau ouă de zăpadă. La noi ajunge sub numele de lapte de pasăre, care indică în mod fals proveniența. Arată că are în compoziție ouă, dar proveniența, când eram mic mă întrebam, lapte de pasăre? Pasăre nu, lapte. Credeam că de asta se gătește atât de rar, pentru că era greu de făcut rost de lapte de pasăre. Cum mulci iese puțin, în fin. Dar avem corespondenți în franceză, engleză și spaniol, avem Ila Flotante, din germană, italiană, dar și francez avem Schneier, Ova din Neve, Oeuf à la Neige, și în română și în maghiară, Moda Artei, s-a împământenit denumirea de lapte de pasăre, dar și varianta mai puțin folosită, lapte zburat, pe care n-am auzit-o niciodată. Singura speculație plauzibilă pe tema numelui preparatului este aceasta. E posibil că ceea ce era inițial lapte cu gălbenuș să se fi transformat cu timpul în lapte cu ou de pasăre, iar în cele din urmă în lapte de pasăre. Explicația aparține bloggerului Andrei Albu. Dacă vreți să aflați și povestea savarinei, a eclerului, a bezelelor și a multor altora, intrați pe site-ul dulceromanie.ro sau lăsați-mi un comentariu în secțiunea de comentarii și poate fac un short pe al doilea canal unde am început să fac shorturi. Atenție că admere 2. Îmi fac reclamă și mie, nu doar altora. Mulțumesc lui Dr. Edgar pentru că a sponsorizat acest episod. Îi mulțumesc tare mult pentru ideea unei porții de istorie culinară a cofetărilor, a prăjiturilor din România. Cred că de sine stătător acest episod, mă bucur că există. Sper că v-a plăcut, sper că l-ați urmărit în timp ce mâncați și nu v-am făcut poftă de mâncare. Sper că aveți o cofetărie în preajmă și încercați ceva dulce. Ca întotdeauna vă recomand Dulcipas, pentru că fac prăjituri bune. Și site-ul dulceromanie.ro pentru gusturile voastre culinare. Nu uitați de share și abonare, clopoțelul de notificare. Eu sunt Alex Cosma și atenție, cad mere.